Stimați telespectatori, am revenit în platou, suntem alături de invitatul meu, domnul dr. Mihai Glod, medic primar chirurgie generală, manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Iași. Domnule doctor, am revenit, discutam despre investigațiile necesare diagnosticării bolii Crohn. Vă rog. Da. Pe lângă endoscopia digestivă de care discutasem inițial, există și acea metodă a capsulei optice. Pentru pacienți este un pic mai agreată pentru că nu dă acel disconfort legat de gastroscopie sau de colonoscopie. Apoi, tranzitul baritat și clismele baritate, care poate să evidențieze pe încă zone de stenoză, poate să evidențieze și traiecte fistuloase, zone de perforații și așa mai departe. Sigur că în suspiciune de perforații nu faci clismă baritată, pentru că prezența barului în zonele de perforație poate să ducă la o evoluție infaustă în ceea ce privește prognosticul pacientului, acolo unde suspicionăm așa ceva. Sigur, rectoscopia e o altă investigație care poate fi pusă, computer tomografia, de ce nu, și poate chiar remeneu acolo unde bilanțul lezional nu este suficient de bine evaluat. Ce ne puteți spune referitor la tratament și când se ajunge, așa cum spuneam și în prima parte, la tratamentul chirurgical, când se recomandă intervenția chirurgicală? Sigur că odată diagnosticată, boala Crohn beneficiază de tratament. Singurul mare inconvenient rezidă în faptul că tratamentul bolii Crohn este un tratament de durată. El, odată întrerupt, reapare suferința și perspectiva apariției unor complicații devine reală. Se încearcă în primă intenție cu tratament conservator. Tratamentul conservator are, ca să zic așa, un palier destul de vast. Semn că nu există un medicament, un panaceu în tratamentul acestei afecțiuni. Se începe cu niște subfamide de tipul salazopirinei, mesalazine, în doze de la 4 la 8 comprimate, după care doza se modulează în funcție de evoluția bolii. Concomitent se adaugă corticoizii de tip prednisolului, metilprednisolonului și așa mai departe. Sunt niște medicamente, așa zis, imunomodulatoare, de tipul metotrexatului, azatioprinei, care sunt de fapt chimioterapice și anticanceroase, așa. Mai sunt de aceea o terapie, așa zis, patogenică, cu Remicade, infliximab. Este un preparat destul de costisitor ca preț, dar la fel de eficient în boala Crohn și care realizează și el o imunomodulație la nivel local în principal și la nivel regional. Se mai asociază antibioticele acolo unde apar complicații, deși am văzut că antibioticul stă la doi poli. Poate fi și o cauză determinantă. Cauză determinantă, dar în același timp face parte din tratament, pentru că dacă ne amintim, boala Crohn este o boală prin excelență de etiologie inflamatorie. Deci are ca în patogenia elementul inflamator și atunci, pentru a preveni evoluția procesului inflamator, încercăm o antibioterapie sau antibioprofilaxia complicațiilor. Așa, de asemenea, ținând cont că boala Crohn apare pe un dismicrobism, se asociază așa zisele eubiotice. Nu este exclus să introducem metronidazolul, o altă subfamidă care e extrem de eficientă în Clostridium difficile, în infecțiile Clostridium difficile și cu altă floră din aceasta oportunistă. Așa. De asemenea, antimicoticele sunt la fel de indicate. Deci vedeți că avem o paletă foarte largă de tratament. Sigur, niciodată nu putem să individualizăm tratamentul, niciodată nu putem să generalizăm, ci practic, tratamentul trebuie individualizat, pentru că fiecare pacient are o reactivitate particulară la această tipologie de tratament.
Acestea fiind spuse, tratăm pacientul și nu boala, toată lumea ajunge la chirurg? Să știți că în boala Crohn mai devreme sau mai târziu se ajunge. Mai devreme sau mai târziu. Fie că datorită faptului că această complianță a pacientului este mai redusă, pacienții vin din zone, am spus, mai defavorizate, zone rurale, zone așa, în care și educația sanitară este redusă și atunci zice, da, poate, mai dă peste un medic un pic mai, care la un moment dat, din așa, disperare, spune, domnule, nu mai lua o perioadă. Asta îl aduce pe pacient la chirurg. Practic, la principală chirurg. Este adresabilitatea, după care complianța terapeutică. Absolut, absolut, complianța terapeutică. Și atunci, dacă acest tratament medical devine la un moment dat refractar, este rândul chirurgului să intre în scenă, așa, și complicațiile. Complicațiile sunt de fapt regula în evoluția acestei afecțiuni și cele care aduc pacientul la chirurg. Complicații de genul stenozelor, ocluziilor intestinale, așa, a perforațiilor interne, externe, a fistulelor, a abceselor, a elementelor pseudotumorale. Bolnavul la un moment dat sunt tumori, așa zis, pseudotumor de tip Crohn, așa, care imită foarte bine un cancer de colon, un cancer de rect, un cancer de cecoascendent și așa mai departe. De multe ori s-a întâmplat să ablaționeze aceste tumori considerate ca și leziuni neoplazice și venite ca și leziuni neoplazice chiar cu biopsii endoscopice, așa, și în final, rezultatul final să fie de boală Crohn. Sigur, în cancer ai operat bine, l-ai prins într-un stadiu chirurgical. Evoluția este favorabilă și bolnavul nu mai are de tratament, nevoie de tratament toată viața, în timp ce într-o patologie de tip Crohn l-ai operat, dar bolnavul urmează să țină dietă și tratament toată viața. Cu siguranță evoluția este diferită în funcție de toate aceste aspecte și în funcție de fiecare pacient și patologia lui în parte, dar ce ne puteți spune despre prognosticul acestei boli? Da, prognosticul este imprevizibil. O complicație odată apărută lasă de regulă loc la alte complicații. Un pacient care a avut o intervenție chirurgicală, fie pentru o pseudotumoră, o tumoră de tip Crohn fistulizată sau perforată, va ajunge mai devreme sau mai târziu, tocmai datorită lipsei de complianță, din nou la chirurg. Și am avut pacienți pe care i-am operat a treia, a patra oară. Am avut un pacient care inițial l-am operat de un cancer de cecoascendent. Am găsit câteva leziuni de tip Crohn la periferia leziunii și care a venit după 7-8 ani de zile cu o tumoră. Am făcut o nouă rezecție, o rezecție de transvers și în a treia oară a venit cu o tumoră rectosigmoideană, care de fapt era tot o boală Crohn, pseudotumoră. Așadar, evoluția și prognosticul în cazul acestei boli este imprevizibilă și depinde de fiecare pacient în parte. Și pentru că ați adus în discuție ceva mai devreme cancerul colorectal, aș vrea să discutăm și despre această afecțiune. Pentru că mereu obișnuim să spunem în emisiunea noastră că mai important este să previi decât să tratezi. Am să încep prin a vă întreba cum putem încerca să prevenim această patologie. Sau la fel, care ar fi factorii de risc? E greu de prevenit această patologie. Pentru că și cancerul, ca și cancerul colorectal, ca și boala Crohn, ca și alte tipuri de cancer, au în geneză un mozaic de factori. Și atunci nu știm dacă la un moment dat 10-15, există și o predispoziție, este elementul genetic, care în cancer se merge până aproape de 50%, da? Componenta genetică. E foarte greu să previi.
Dar foarte ușor este să-l descopere în stadii incipiente, în care gestul chirurgical sau poate chiar endoscopic poate să fie salutar. Ce presupune screeningul așadar? Există? Cum se face? Cum se diagnostichează? La început exista această dozare a hemoragiilor oculte, a sângerărilor. Și orice hemoragie ocultă pozitivă îndruma doctorul către o gastroscopie sau o colonoscopie. Da? Actualmente, deși am întâlnit cancere colorectale și la vârste chiar foarte tinere, am avut un pacient de 25 de ani cu cancer colorectal și de regulă la cei tineri evoluția cancerului este mult mai rapidă și mai de prognostic infaust față de vârstele înaintate. Un cancer colorectal la 70 de ani de regulă este un cancer diferențiat, un cancer care se pretează și poate terapia combinată nu mai este suficientă la un moment dat pe cancerele diferențiate și descoperite relativ în stadiile, ca să zic așa, chirurgicale. Da. Deci, se punea la un moment dat problema ca după 50 de ani colonoscopia, măcar o dată pe an, să fie obligatorie, să devină obligatorie. Atunci când vom intra într-un sistem de asistență medicală la nivel de civilizație, ca să zic așa, atunci sigur că și descoperirea acestui cancer colorectal va fi într-un stadiu mai precoce. Deci nu vorbim de prevenire, cât vorbim de depistare precoce. Așteptăm așadar răsunetul clinic, să-i spunem așa, simptomele, care ar fi acestea? În momentul în care un cancer devine simptomatic, un cancer colorectal devine simptomatic, se spune că deja este la o fază de limită între chirurgie și terapie complementară. Deci, dar este ușor depășit chirurgical. De aceea se pune accent pe depistarea precoce în faza preclinică. Cu siguranță, așa cum am spus și în prima parte, adresabilitatea este cea mai importantă, adresabilitatea și încercarea de a diagnostica. Totuși, ce semne de alarmă ar putea avea pacientul? Da. În cancerul colorectal jos situat, sângerarea este primul element, da? Deci acele rectoragii sau hematochezii, dacă este în zona cecală, de asemenea tulburările de tranzit. Dar tulburările de tranzit poate la fel au o paletă etiologică destul de largă, de la colonul iritabil, ceea ce discutam noi, boală cron rectocolită, până la cancerul colorectal. Dar, oricum, tulburările de tranzit trebuie să ridice o suspiciune și pacientul trebuie investigat. Diagnosticul funcțional este ultimul. Primează diagnostic, să eliminăm în primul rând componenta organică. Componenta organică în patologie de tip cronic, de tip inflamator cronic, patologie neoplazică sau, dacă vreți, așa. Și abia în final, polipoza intestinală, diverticuloza intestinală și ele pot să dea simptome asemănătoare cancerului colorectal. Dar diagnosticul, sigur că îl aprofundăm pe investigațiile paraclinice, investigații de laborator. Ce ne puteți spune despre acestea? La fel, endoscopia rămâne regina diagnosticului. Endoscopia cu endobiopsia și evaluarea per ansamblu a cadrului colonic, a prezenții de multe ori în 15%, am ajuns la un procentaj de 15% în care cancerul este multitopic. Se dezvoltă pe o polipoză și atunci, la un moment dat, un polip degenerează și generează, ca să facem un joc de cuvinte, un cancer la un anumit nivel, la nivel sigmoidian, dar mai există încă 2-3 polipi, fie degenerați, fie pregătiți să degenereze. Și atunci e posibil să avem, așa zis, un cancer sincron pe același organ.
Așadar, tot este valabil faptul că tratăm pacientul și nu boala, pentru că sigur că nu da, putem sigur că ști... Da. De asemenea, în ultimul timp, probabil legat tot de niște influențe de mediu, găsim acele cancere multicentrice. Deschizi pacientul, găsești un cancer de colon, dar în același timp mai găsești un cancer de coadă de pancreas și o leziune renală sau o leziune suprarenală. Așa. Te duci focusat pe leziunea colorectală, dar leziunea pancreatică sau pe un bolnav insuficient evaluat intraoperator, pentru că în momentul în care deschizi pacientul, primul lucru este așa zisa laparotomie diagnostică. Evaluezi întreg abdomenul. Este cancerul, e posibil să fie leziuni metastatice, hepatice, epiploice și așa mai departe. De asemenea, leziunilor asociate neoplazice. Și atunci trebuie evaluat bolnavul de capo. Albine. Înainte să vă întreb ce ne puteți spune despre prognostic, v-aș întreba câteva cuvinte despre intervenția chirurgicală, pregătirea, preoperatorie, spitalizarea, ce presupun. Da, sigur că actualmente cu antibioterapia de maximă eficiență, pregătirea preoperatorie a colonului rămâne un deziderat. Mi-amintesc că erau anii 85-90 când făceam clisme repetate cu soluții antiseptice, pregătire cu manitol, pregătire de 7 zile cu metronidazol, cu ercefuril, deci cu sulfamide intestinale, cu ulei de ricin, cu neomicină cu 48 de ore înainte de gestul chirurgical. Da, actualmente foarte mulți pacienți vin în fazele complicate ale bolii, cu fenomene ocluzive, cu fenomene suboocluzive. Încerci să faci un tratament, intră în ocluzie pacientul și atunci ești nevoit să-l deschizi și să faci un gest chirurgical, o rezecție pe un colon nepregătit. Riscurile sunt mari, fistule de anastomoză, infecție la nivelul plăgii, abcese peritoneale și așa mai departe. Dar, v-am spus, dacă gestul chirurgical este îngrijit și mai există și o protecție de antibioterapie, și o protecție antibioterapică, pacientul sau antibioprofilaxie, ca să zic așa, bine condusă, evoluția este normală. Așadar, vorbim de evoluție și ne gândim cu siguranță la apariția posibilă a acestor complicații. În general, care este prognosticul pentru acest tip de cancer colorectal? Da, discutam, ca să fac o paranteză, în 94 am făcut un stagiu la Lyon și profesorul din clinica respectivă, la toți pacienții cu rezecții colonice, cu așa, colectomii, le făcea ileostomă. Și am spus, chiar credeți că la cazul ăsta era necesar ileostoma? Da, pentru că pacientul este avertizat preoperator și semnează pentru potențiale ileostomă, iar o posibilă complicație postoperatorie de tipul fistulei, care uneori este fatală pentru pacient, atrage după sine acuzații de malpraxis. Și atunci era o siguranță în efectuarea acestei ileostome care îți proteza anastomoza. Cu siguranță ați avea să ne mai povestiți foarte multe, domnule doctor, dar din păcate misiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate sfaturile acordate astăzi. Mulțumesc. Cam puțin, pentru că timpul a fost limitat, da? Da, oricum, data viitoare, cu amabilitatea dumneavoastră, noi cu siguranță vă vom invita să ne fiți din nou alături. Vă mulțumesc, dragi, cu plăcere invitația. Stimați telespectatori, ediția de astăzi a emisiunii Eu Sănătos a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire în fiecare marți, începând cu ora 17. Pentru că nu uitați, fericirea constă în primul rând în sănătate. Așadar, vă doresc o săptămână sănătoasă!